Țițeștiul a găzduit o nouă ediție a memorialului Constantin Dumitrescu la Oină. La competiție fiind prezente echipele de fete și băieți de la CS Dacia Mioveni 2012, două echipe ale organizatorilor, precum și una din Vrănești. Ligia, fata regretatului Constantin Dumitrescu, s-a declarat încântată de modul în care este promovat sportul național în zona Argeșului. Tatăl meu a pus bazele Oinei în Țițești. A făcut cu copiii multe concursuri. Au mers în tabere. Pe vremea aceea se făceau tabere la Bangalia, de exemplu. Era tabără de oină an de an și erau echipe din toată țara. Mă bucur că voi iubiți acest sport, acest sport național, care în ultimul timp nu s-a mai... Mă bucur că este o echipă de fete. Doamna Dea s-a ocupat de asta. Să fiți în continuare la fel de bun și să păstrați că voi sunteți generația care poate duce mai departe această tradiție. Să aveți succes și vă mulțumesc că păstrați tradiția. S-a creat în această zonă, și când spun în această zonă mă refer la Țițești, mă refer la Mioveni, un focar de susținere, un loc unde acest sport național are foarte multă trecere și acest lucru mă bucură. Clasamentul final al competiției a fost următorul: pe locul 1 Țițești 1, pe locul 2 CS Dacia Mioveni 2012 băieți, pe locul 3 CS Dacia Mioveni 2012 fete, locul 4 Vrănești și locul 5 Țițești 2. Competiția de astăzi se încadrează în șirul celor care au devenit tradiționale la Țițești, în cadrul memorialului de oină Constantin Dumitrescu Maria Stanciu. O să vă spun că cei care au venit astăzi de la câteva echipe sunt inimoși, sunt plini de dorința de a fi înscriși în concurs și cu siguranță de a câștiga. Suntem emoționați, am venit cu două echipe, cu echipele de fete și cea a băieților și sper să facem o figură frumoasă aici. Conducerea CS Dacia Mioveni 2012, reprezentată la competiție de directorul sportiv Constantin Ciobanu și Dumitru Voiculescu, responsabilul secției de oină, a asigurat toate condițiile de participare pentru sportivi. Echipele de pe primele trei locuri au primit tricouri, precum și diplome din partea DGTS Argeș.